Sunt Valentin Bodnaru și vreau să vi prezint în această seară pe Andreea și pe Cătălin Ursachi. Bună. Bună seara, bună seara, bună seara, Andreea. Bună, pare bine, mulțumesc. Bună, pare bine. Și mie. Cătălin. Am așteptat mult momentul. Hai să ne mărăsicem de la început, așa. Poftiți. Ah, mi-a plăcut îmbrățișarea asta, ne-am împrietenit rapid. Ce faceți voi? Bine, bine. Mulțumim. Bine? Da, cu zidul? Da. Cum vi se pare? E impresionant. Da. Andreea. Andreea și mai cine? Livia. Și Livia. Da, care are 5 lunițe deocamdată, dar e Livia. Sunt căsătoriți de 2 ani. El este licențiat în informatică și lucrează ca pompier la ISU Prahova. Ea a studiat dreptul cu bursă de studii în Franța și acum lucrează ca jurist. Ghiciți ce i-a unit. Pasiunea noastră comună a fost fotografia și a cumpărat prima cameră foto. Eu aveam și eu una deja și am început să vorbim chestii tehnice. Ne-am cunoscut pe Facebook. A fost o conexiune neuronală așa între noi și după aceasta a venit atracția fizică. Ne-a scris și scrisori până să ne vedem, adică am scria poezii foarte frumoase. Nu, poezii nu. Ei, mi-a scris și poezii alea așa, erau poezii fără rimă, tehnice. Dar erau tehnice, adică nu, aplicații din informatică în iubire, nu vreți să știți. E foarte, foarte frumos și pentru mine a fost ceva unic. Conexiunea neuronală a evoluat rapid în decurs de 6 luni devenind căsnicie, iar acum la rețea s-a conectat un bebeluș. Îmi doresc ca acest copil să semene cu tatălui, pentru că, nu știu, îl consider așa partea frumoasă a familiei noastre, nu știu, nu că mă sun. No, eu vreau să ia elemente de la fiecare. De exemplu, să ia dantura ta, urechile mele. Dar ce urechile mele? Adică nu... Cele mai frumoasele mele. N-am nicio problemă, sunt foarte normale. Cel mai mare vis al nostru este să ne putem construi o casă. Doresc așa, copilul nostru să aibă spațiu din plin pentru și el. Și vreau să-mi fac un garaj în care să-mi desfac mașina bucată cu bucată și să o asamblez la loc. Dar cel mai important e ca copilul nostru să fie sănătos și prin ceea ce fac să ajut cât mai multă lume. Da, aia te iubesc eu. Altfel nu te luam de soț, că nu erai pompier. Da? Cel mai sigur. Ce au urechile ei, Cătălin? Da, ia să clarificăm. Hai să clarificăm. Îți dai seama că acasă o să continue discuția, că am uitat de chestia asta. Ai și uitat. Mi-am amintit. Îmi pare rău, nu voiam să-ți aduc aminte. Scuze, ați Cătălin, îmi cer să scuze. Iscați o discuție interesantă. Andreea, cum vezi tu casa? Mică. Descrie-mi casa. Mică, pereți albi, grădină, un cazon acolo să aibă cea mică unde să alerge. Adică noi nu visăm lucruri mărețe, nu. Eu am trăit la casă, știu cum e să copilărești frumos într-o curte și mi-aș dori lucrul ăsta pentru copilul meu. Și mai multă siguranță, mă gândesc. Clar, clar, evident. Oricum, când se termină show-ul, vreau să putem discuta despre case, garaje, mașini, să poți să dezasamblezi câte mașini vrei tu, Cătălin, da, și să le reasamblezi. A zis mereu că garajul trebuie să fie mai mare decât casa, pentru că el are nevoie de spațiu pentru am pasiunea lui. Trebuie să te extinzi, cam asta e ideea. Să-mi povestești și mie după show, pentru că și eu sunt pasionat de mașini. Dar